Bună din nou! Continuăm seria dedicată timpului trecut cu ultima lecție, în care vom vorbi despre formele de interrogativ și negativ ale trecutului. Mai întâi, repetăm puțin ce am învățat în lecțiile anterioare, foarte pe scurt. Timpul trecut este folosit pentru a exprima acțiuni care s-au întâmplat la un moment anumit din trecut. Acest moment poate fi dedus din context sau poate fi exprimat prin diverse adverbe de tipul yesterday, last year, last week, last month, 2 months ago, 3 minutes ago, in 1990. Aveți câteva exemple mai jos. I played tennis yesterday. We went shopping 2 hours ago. You ate pizza last week. They decided to move here in 2012. Pentru a alcătui propoziția afirmative, trebuie să știți cele două mari categorii de verbe care există, și anume acelea care primesc terminația ed, regular verbs, cum ar fi watched, decided, played, prepared. Există o lecție întreagă destinată lor, și verbele neregulate, de la care vom folosi forma a doua și pe care a trebuit să le învățați pe de rost. Iată câteva modele. To eat, ate, eaten, to be, was, were, been, to go, went, gone și așa mai departe. Verbul a fi are două forme pentru trecut, deoarece schimbă forma în funcție de persoană. Puteți revedea o lecție anterioară în acest sens dacă nu mai știți când punem was și când punem were. Aveți acum pe ecran 3 propoziții schimbate de la afirmativ la interrogativ și la negativ. Întotdeauna când construim propoziții interrogative și negative în limba engleză, avem nevoie de verbe auxiliare, verbe ajutătoare. Dacă vă amintiți, la prezent, când puneam întrebări și făceam negații, foloseam do. De exemplu, îți place pizza? Do you like pizza? Yes, I do. No, I don't. Ei bine, la trecut folosim forma a doua de la do, pentru că trecutul este verb 2, și anume did. Dacă îl folosim pe did, atunci verbul de conjugat nu mai trebuie pus la trecut. Dacă vă uitați la aceste exemple de pe ecran, vedeți că verbele de conjugat sunt la forma de infinitiv, la forma pe care o folosim la prezent. Deci nu o să întreb did you went to school, ai mers la școală, spun did you go to school yesterday. Did I work hard last week? Fără terminația ed, ai muncit din greu săptămâna trecută? Did she leave 2 hours ago? A plecat ea cu 2 ore în urmă? Deci, în fața subiectului trebuie să puneți did, chiar dacă în fața lui did pot să mai apară și alte cuvinte interrogative. De exemplu, dacă întreb ce ai făcut ieri, voi spune what did you do yesterday? La negativ, folosim desigur did plus not, care se pot contrage în forma didn't, și începem cu subiectul. Doar întrebările fac inversiunea dintre subiect și auxiliar. I didn't go to school yesterday. I did not work hard last week. She didn't leave the house 2 hours ago. Verbul a fi este o excepție de la aceste reguli. Există o lecție specială destinată lui și vă amintiți, de exemplu, la negativ, îi punem direct negația not, I wasn't, you weren't, he wasn't și așa mai departe, iar la întrebări face inversiunea singur cu subiectul, fără să aibă nevoie de did. De exemplu, ai fost la școală ieri, spun were you at school yesterday? Was he at home an hour ago? Acum e momentul să luați ceva de scris și să vă notați 7 lucruri pe care le-ați făcut ieri și 7 lucruri pe care nu le-ați făcut. Aveți 2 modele pe ecran. I ate soup. Deci pentru cele afirmative folosiți forma a doua a verbelor sau verb cu plus terminația ed. Pentru forma negativă folosiți didn't și verb la infinitiv. Puneți pauză și treceți la treabă. Am scris și eu câteva exemple. Cele afirmative le-am notat cu plus. I met my friends, I went to work, I saw a movie, I cooked lunch, I drank some tea, I played games. Și cele negative cu minus. I didn't eat pizza, I didn't have breakfast, I didn't get up late, I didn't swim, I didn't sing, I wasn't in the park.
Intenționat am pus verbul a fi în ultima propoziție, să vedeți cum se formează negativul în comparație cu celelalte verbe. Acum vom completa aceste propoziții, care sunt toate afirmative, cu verbe la trecut. Desigur, există multe variante pentru fiecare exemplu. În primul caz, putem spune I read a book yesterday. Am citit o carte ieri sau am deschis o carte ieri. I opened a book yesterday. Sau am împrumutat o carte ieri. I borrowed a book yesterday. Eu voi da doar un exemplu pentru fiecare propoziție, iar voi puteți pune pauză și lucra singuri. We went on a trip last week. Am mers într-o excursie săptămâna trecută. They bought a house last year. Ei au cumpărat o casă anul trecut. I forgot to lock the door when I left. Am uitat să închid ușa când am plecat. They lost the match last week. Au pierdut meciul săptămâna trecută. We gave her a flower. Noi i-am dat o floare. She ate some oranges yesterday. Ea a mâncat niște portocale ieri. He had a party 2 months ago. El a avut o petrecere cu 2 luni în urmă. My parents sold a dog last week. Părinții mei au vândut un câine săptămâna trecută. Mike worked 10 hours yesterday. Mike a muncit 10 ore ieri. Acum avem de transformat aceste propoziții în negații. Aveți sus regulile. Deci vom trece din nou verbul la forma de infinitiv și îi punem în față didn't, iar la verbele a fi le punem direct not. Voi spune propozițiile direct la negativ. I didn't make a mistake. He didn't break his leg last week. She didn't feel happy yesterday. We didn't drink apple juice. Tom didn't sleep in a tent last summer. She didn't have lunch at 2. We didn't paint the house last year. They didn't travel by plane last week. She wasn't in Italy. They weren't at home yesterday. Acum vom construi niște întrebări legate de propozițiile din fața acestora. I cried because I was sad. Am plâns deoarece am fost tristă. Trebuie să începem întrebarea cu why, de ce, de ce am plâns. După aceste cuvinte interrogative, vom pune verbul auxiliar, apoi subiectul și verbul de conjugat la infinitiv, așa cum aveți în chenarul de sus. Deci, de ce am plâns? Why did I cry? She left in the morning. A plecat dimineața. When did she leave? Când a plecat. He broke a vase. El a spart o vază. What did he break? We got a present. Noi am primit un cadou. What did we get? Ce am primit? They met in the park. Ei s-au întâlnit în parc. Where did they meet? Unde s-au întâlnit ei? The book cost $20. Cartea a costat $20. How much did the book cost? Cât a costat cartea? I bought the red t-shirt, not the blue one. Am cumpărat tricoul roșu, nu cel albastru. Which t-shirt did I buy? Pe care tricoul am cumpărat? He woke up late. El s-a trezit târziu. When did he wake up? Când s-a trezit el? I saw him yesterday. L-am văzut ieri. Who did I see yesterday? Pe cine am văzut ieri? He was at home. Where was he? El a fost acasă. Unde a fost el? Aici avem verbul a fi și am făcut doar inversiunea. Where was he? Deci nu am folosit did. Acum avem un exercițiu cu toate formele, afirmative, negative și interrogative. Cele negative au în paranteze not, iar întrebările, evident, sunt marcate de semnul întrebării. Restul propozițiilor sunt afirmative. Am făcut o prăjitură ieri. I made a cake yesterday. Ea nu a câștigat cursa anul trecut. She didn't win the race last year. Noi am purtat rochii la petrecere. We wore dresses at the party. Ți-ai făcut tema seara trecută? Did you do your homework last evening? Unde ai mers ieri? Where did you go yesterday? Am cumpărat castraveți ieri. I bought cucumbers yesterday. Noi am dat flori de ziua ei. We gave her flowers on her birthday.
a băut tot laptele. It drank all the milk. Am luat micul dejun la 7. I had breakfast at 7 yesterday. Unde ai fost cu 10 minute în urmă? Where were you 10 minutes ago? N-am fost acasă noaptea trecută. I wasn't at home last night. Ea nu a părăsit casa la 7. She didn't leave the house at 7. Nu puteam încheia lecția fără un scurt text în care folosim verbele la trecut și formele de afirmativ și negativ. Desigur, vor urma și întrebările după. Hello, my name is George and I am a student. I had a wonderful summer holiday. First, I went to my grandparents in the country. I helped them with the work on the farm. I enjoyed the fresh air and the traditional food. I read a few books there. I didn't play on the computer at all, and that was a good thing. After that, I went to the seaside with my parents. We traveled by car and stayed in a hotel by the sea. It wasn't very big, but it was quiet. The weather was perfect. I swam in the sea every day. In the evenings, we walked on the beach and had dinner in nice restaurants. I ate a lot of seafood. It was delicious. Finally, I spent some time at home meeting my friends and playing a lot of games. Summer holidays are great fun. Bună, numele meu este George și sunt elev. Am avut o vacanță de vară minunată. Mai întâi am mers la bunici la țară. I-am ajutat cu munca la fermă, m-am bucurat de aerul proaspăt și de mâncarea tradițională. Am citit câteva cărți acolo. Nu m-am jucat pe calculator deloc și asta a fost un lucru bun. După aceea am plecat la mare cu părinții. Am călătorit cu mașina și am stat într-un hotel lângă mare. Nu era foarte mare, dar era liniștit. Vremea a fost perfectă. Am înotat în mare în fiecare zi. Seara ne plimbam pe plajă și luam cina în niște restaurante drăguțe. Am mâncat o grămadă de fructe de mare. Erau delicioase. În sfârșit, am petrecut ceva timp acasă cu prietenii, jucându-mă multe jocuri. Vacanțele de vară sunt distractive. Acum trebuie să corectăm propozițiile false. George spent some time with his grandparents. This is true. He didn't help them with the work on the farm. This is false because he helped them with the work on the farm. He didn't like the food there. That is also false because he enjoyed the food there. He played a lot of computer games. False. He didn't play computer games at all. George and his parents went to the seaside by plane. False. They went to the seaside by car. They stayed in a big hotel. False. They stayed in a small hotel. George swam in the sea every day. This is true. He didn't like the seafood there. False. The seafood was delicious. George played games with his friends at home. Yes, this is true. Summer holidays are boring. False. Summer holidays are great fun. Where did George go first? He went to his grandparents. What did he do in the country? He enjoyed the fresh air and the food, and he also helped his grandparents. Did he play on the computer while being there? No, he didn't. He didn't play on the computer at all. Did he read any books? Yes, he read a few books. Where did George and his parents stay at the seaside? They stayed in a hotel by the sea. Was the hotel big? No, it wasn't. What did George do there? He swam in the sea and walked on the beach. What was the weather like? The weather was perfect. Did he like the food there? Yes, the food was delicious. What did George do when he came back home? When he came back home, George met his friends and they played games together. Am ajuns la sfârșit. Dacă vreți mai multă practică, ați putea să scrieți un text asemănător despre ultima vacanță pe care ați avut-o, unde ați fost, unde v-ați cazat, ce ați făcut, ce lucruri v-au plăcut și ce lucruri nu v-au plăcut, cum a fost vremea, cum a fost mâncarea, cum au fost oamenii. Dacă aveți nevoie de mai multă practică, dați click pe linkurile din descriere.
Numai bine!